Bună ziua, în primul rând. Ne așteaptă o partidă dificilă la Călăraș. Vrem să arătăm că a fost un accident meciul de acasă cu cei de la Voluntari. Vreau să văd din partea jucătorilor atitudine în această partidă, pentru că am suferit meciul de acasă. A început un nou campionat, trebuie să conștientizăm lucrul acesta. Chiar dacă le-am dat circumstanțe și au circumstanțe, pentru că a fost o încărcătură psihică destul de mare până a se termina campionatul regulat, pentru că am încercat să intrăm, să ne atingem obiectivul, să intrăm în play-off. Nu s-a putut, acum trebuie să fim conștienți că este un nou campionat și vrem să arătăm altfel față de meciul de pe teren propriu. Nu este ușor, întâlnim o echipă antrenată de Dan Alexa, o echipă care stă bine, foarte bine în teren, o echipă greu de desfăcut, din punct de vedere defensiv, au foarte puține goluri primite. În schimb, trebuie să facem totul ca să ne creăm situații, ocazii și să marcăm, să fructificăm, chiar dacă poate nu o să fie foarte multe. Vreau luciditate, vreau atitudine și vreau să văd o echipă, într-adevăr, ca o familie. Avem indisponibil, dar sper ca până la ora partidei să fie în regulă și în primul rând mă refer la Garoș. Este un jucător care ne lipsește destul de mult. Ce ați învățat din Cel mai usturător a fost meciul de pe teren propriu, pentru că v-am zis, a fost o încărcătură psihică destul de mare, pentru că ne-am bătut până în ultima etapă la play-off. Iar apoi trebuia imediat să ne revenim, să ne concentrăm pe acest play-out. În schimb, a fost destul de dificil, nu am revenit, să zic așa, la noul campionat. Acum trebuie să fim conștienți că este un nou campionat și să tratăm fiecare meci ca pe o finală. Acum o să vorbesc cu doctorul, nu cred, șanse foarte mici. Singurul absent din punct de vedere medical, sunt ceva probleme și cu ceaca, dar voi vorbi acum după conferință cu doctorul. Plus Enoch, dar Enoch a făcut separat. Da, suferim din punctul acesta de vedere, vreau mult mai multă încredere. La antrenamente văd dezinvoltură, văd că marcăm, avem exerciții de finalizare. Este, să zic așa, din punct de vedere mental, cred eu că este o problemă și trebuie să fim conștienți că până la urmă e un joc de fotbal, să luăm decizia corectă, chiar dacă nu avem timp și spațiu în timpul unui partide oficiale, dar trebuie să fim conectați, concentrați și lucizi. O să vină și momente când o să și marcăm goluri. Eu sper cu acest meci. Da, încerc în cazul în care voi decide, cred eu că unul dintre cei trei jucători de atac, și mă refer la Platini, Musa sau Burlacu, va fi pe postul de atacant. În general, să știți că în momentele dificile, chiar dacă, eu știu, sunt momente dificile în viața unui oricărui sportiv, sunt omul care îl încurajez, iar are tot sprijinul meu și toată încrederea Gardoș. Cred eu că rezultatele te țin în funcție și cred eu că atunci când ai jocuri bune, oamenii sunt aproape de tine. Atunci când jocul scârțuie, normal că oamenii își pun, eu știu, întrebări. Dar asta nu este un capăt de țară. Eu trebuie să fiu conștient că lucrul care pe mine mă ține în viață la o echipă este rezultatul. Oricum sunt bucuros
că fac parte din antrenorii longevivi și asta înseamnă că au fost, oamenii au fost mulțumiți de munca mea de până acum. Sper să fie și de acum încolo. Am avut o discuție cu președintele clubului și acum câteva zile, pentru că vreau să tragem linie, mă sunt două săptămâni, iar noi încă nu avem jucători care să continue și anul viitor. Iar după acest meci voi trage linie și vom vedea cine va dori să continue la această echipă și pentru la anul. Pentru că în cazul în care sunt jucători care vor să meargă în altă parte, atunci mă voi baza doar pe jucătorii care vor să continue aici. Atunci când ești în play-out, cu siguranță te gândești că poți să ieși în jos. Dar important este ca să conștientizăm că suntem bine din punctul ăsta de vedere al clasamentului, dar trebuie să fim atenți. Atenți și să tratăm fiecare meci în parte. Dar în play-out, da. Te gândești că dacă nu faci două meciuri bune sau nu legi două rezultate bune, ai probleme. Ați gândit un program special pentru meciul ăsta la Cărăraș? În primul rând sunt foarte atent ce va ieși la acest meci. M-am gândit, am mai multe idei, doar că sunt conectat la miza jocului și aș vrea să câștigăm. Alt entuziasm există după partidă. Am în minte mai multe programe. Sper să le pun pe tapet cel mai plăcut pentru ei. Este posibil orice. Orice este posibil, cu siguranță. Sunt omul care atunci când se consideră că nu mai sunt util, fără nicio problemă. Da, am sprijin, am avut discuții și... Da, am sprijin și am vorbit și cu domnul președinte și cu domnul Leonid Antohi. Oamenii sunt foarte aproape de noi. Important este ca și noi, eu ca și staff să fiu ca și antrenor și cu stafful meu să fim inspirați în alcătuirea primului 11 plus jucătorii care intră pe parcurs, iar jucătorii să-i văd cu atitudine și să fie într-adevăr o familie. A început un nou campionat, nu trebuie să fim bulversați, dar nici să fim relaxați. Susținere și din partea jucătorilor? Da, cu siguranță. Din punctul ăsta de vedere, chiar sunt... Eu sunt omul care trebuie să le ridic moralul, pentru că ei sunt cei abătuți, ei sunt cei mai dezamăgiți. Ați făcut un apel la sfârșitul meciului cu voluntarul, că așteptați sprijin și din partea lui de asta. Da, nu, poate m-am exprimat greșit atunci, așteptam și aștept atitudine. Atitudine, determinare, că până la urmă pentru ei joacă, nu pentru antrenor sau... Sigur, noi ne bucurăm de evoluția lor și suporterii la fel se bucură de evoluția lor. Până la urmă, ei sunt artizanii principali, ei sunt pionii principali. Și important este ca să fie aplaudați la final de meci și nu huiduiți. Și asta numai datorită sau din cauza evoluției lor. Suntem conștienți de importanța acestei partide. Jucăm împotriva unei echipe care are mare nevoie de puncte. Știm din partida turcă că joacă bine acasă, pun o presiune pe adversar, chiar n-au pus mari probleme atunci și tocmai de asta trebuie să tratăm cu mare seriozitate această partidă. Eu sper să obținem primele puncte din acest play-out pentru că nu ne-a picat bine acea înfrângere cu voluntari acasă. Din punctul meu de vedere, sper să practicăm un fotbal cât mai bun și să obținem prima victorie. O atmosferă cât de cât așa bună, zic eu, pentru că ușor trebuie să, chiar dacă această înfrângere cu voluntari ne-a picat bine, cum am spus, trebuie să mergem mai departe, pentru că este abia prima etapă în acest play-out și nu e nimic pierdut. Anul acesta am avut evoluții mai oscilante față de anul trecut. Asta a fost problema, cred eu. Însă ce a fost, trebuie să fim cu gândul aici în acest play-out, pentru că ați văzut și dumneavoastră, cu două înfrângeri poți să ajungi în zona retrogradării. Și tocmai de asta este importantă această partidă, pentru că cu o victorie putem urca în clasament. Ți-e teamă de retrogradare?
Nu mi-e teamă, dar așa cum a spus și Flavius, ați văzut, cu orice echipă care este în play-out, este frică de drogadare. Ce faci cu acordul? Deocamdată sunt concentrat numai pe acest meci și pe ceea ce am de făcut la, la club și vom vedea ce va urma. Nu evit să semnez, nu. Nu evit să semnez, însă este destul timp până la finalul campionatului, așa cum am semnat și am trecut. Nu e niciun fel de grabă. Păi da, dar mai avem timp să prelungesc contact, încă nu s-a terminat campionatul, niciun fel de grabă sau de problemă. După acest meci? După acest meci. Păi, important este să câștigăm noi aici la Călăraș și după aia vom vedea. Nu, în niciun caz. Am discutat cu domnul președinte, amical așa și nu mi-am spus dacă da sau nu. Vom avea timp de discuții și cred eu că vom ajunge la un acord. Da, am văzut și eu prin ziar că și-au prelungit. Bă, e felicit și sper să aibă evoluții cât mai bune la echipă. Deocamdată nu, deocamdată v-am spus, sunt concentrat pe ceea ce am de făcut la club și sper eu să ieșim din această pasă puțin mai slabă pe care prin care trecem. Probleme din ce fel, din ce punct de vedere? Ce a spus el cu... Da, vă dați seama că și nouă ne-ar conveni să avem un teren mai bun pe care să jucăm. Orice jucător își dorește să aibă teren de antrenament mai bun, să nu te antrenezi pe sintetic sau știu, pe un teren mai slab. Însă sper eu că aceste condiții se vor rezolva în perioada următoare sau în anul viitor. Pentru că și noi, dacă vom reuși să ne antrenăm sau să avem condiții mai bune, vom avea și rezultate, sunt sigur de asta, mult mai bune.